Dacă vreți să aflați totul despre evenimentul La Liga Rivals, cum să jucați corect evenimentul, să profitați de premiul cel mai mare, rămâneți aici! Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video! Astăzi vorbim despre noul eveniment din FIFA Mobile, La Liga Rivals, și cum puteți să-l jucați cel mai bine pentru a profita la maxim de premiile pe care le puteți obține aici. Haideți să intrăm la eveniment să vă explic cum stă treaba și cum este bine să jucați. Și dacă mai țineți minte, primul sezon a fost și în primul sezon La Liga Rivals, dar ăla a fost unul dintre cele mai slabe evenimente. Am făcut și un video cu el și cred că chiar așa i-am spus, cel mai slab eveniment, dar din fericire, la prima vedere, acest eveniment pare unul destul de bun și presimt că vor fi niște premii foarte bune pe care le putem lua fără a deschide pack-uri cu FIFA Points, ceea ce tot timpul este foarte bine, nu? Așadar, ideea principală aici este să faceți puncte. Puncte La Liga Rivals, sau puncte Rivals, cred că le spun ei. Și aceste puncte pot fi făcute cu ajutorul celor 3 jocuri de aici de jos, cele 3 skill games. Aceste 3 jocuri sunt în fiecare zi resetate, așadar le puteți juca o dată pe zi pentru a face 20 de astfel de puncte. Primul dă 5 puncte, cel de-al doilea încă 5 și ultimul, cel de-al treilea, dă 10 puncte. Așadar puteți face 20 de puncte pe zi. Acum, ținând cont că acest eveniment mai durează 25 de zile, cel puțin când am filmat eu acest filmuleț, asta înseamnă că ați face cam 500 de puncte. Dar partea interesantă este că tot evenimentul încă nu este deblocat, acum este deblocat doar primul meci, mai sunt și alte meciuri, le vedeți sus, Celta vs Villarreal, Sociedad vs Sevilla și evident El Clasico, Barcelona-Real Madrid. Și de exemplu, săptămâna viitoare, când se va debloca Sevilla vs Villarreal, vor fi aceste 3 jocuri de la Betis vs Atletico, dar vor fi și 3 de la Sevilla vs Villarreal, așadar veți face 40 de puncte pe zi. Apoi, când se va debloca Sociedad vs Sevilla, veți face 60 de puncte pe zi, iar apoi când se va debloca El Clasico, peste 13 zile, pe 21, veți face 80 de puncte pe zi. În total am înțeles că se pot face peste 1200 de puncte, așadar dacă jucați zilnic, o dată pe zi aceste evenimente, veți face peste 1200 de puncte. Și cel mai bine este să strângeți acele puncte, pentru că acum urmează partea a doua, ce faceți cu acele puncte. Foarte important, repet, strângeți acele puncte, nu vă lăsați tentați de vreun jucător care vă trebuie, cel mai bine este să le strângeți. Și după ce strângeți acele puncte, avem aceste premii aici, în stânga și în dreapta, astea sunt doar premiile de la primul meci, de la Betis și de la Atletico Madrid. Vor fi astfel de premii la toate meciurile, bine, sper alte premii, jucătorii sigur vor fi diferiți, dar sper și alte premii, de exemplu sper să apară skill boosturi, ăla e premiul pe care l-aștept eu, dacă apar skill boosturi, cred că premiul ăla o să-l iau. Dar cum faceți rost de aceste premii? Dacă aș vrea premiile din partea dreaptă de aici, să zic că vreau jucătorul ăsta Godin de 89, un jucător care arată foarte bine, trebuie să joc acest meci cu Atletico Madrid, și pentru a putea juca acest meci cu Atletico Madrid ai nevoie de o echipă de 80 care să fie compusă în exclusivitate cu jucători de la Atletico Madrid. Așadar, toți cei 11 jucători din această echipă trebuie să fie de la Atletico Madrid. Nu contează dacă e carte specială, de exemplu Griezmann, ăla de la Domination, poate fi băgat, dar foarte important, trebuie să fie cei 4 jucători de jos de aici. Așadar, trebuie să faceți acești 4 jucători cu punctele pe care le-ați făcut în timpul acestui eveniment, de-aia vă spuneam să strângeți. Aveți nevoie de acești 4 jucători de jos, plus alți 7 jucători de la Atletico Madrid, pentru a putea juca acest eveniment și pentru a lua unul dintre cele 3 premii, nu puteți să le luați pe toate, puteți lua doar unul, așadar jucătorul, banii sau XP-ul. Ăsta este doar un exemplu. Exemplul ăsta se aplică la toate echipele, evident după ce se deblochează. De asta zic că trebuie să așteptați până la final și nu luați jucători aiurea, pentru că dacă aveți un jucător de la Atletico, unul de la Sevilla, unul de la Real, unul de la Barcelona, nu o să faceți nimic. Și acum, dacă ne uităm jos la jucători, cam cât costă, o să vedeți. Ăsta 300 și ceva, ăsta 300 și ceva, ăștia mai puțin pentru că sunt mai slabi și v-am spus, o să faceți peste 1200 de puncte, asta dacă jucați toate evenimentele zilnic, trebuie doar o dată pe zi. Și da, cam ăsta este evenimentul, cel mai bine și cel mai bine este să-l jucați zilnic, să așteptați, să strângeți puncte și când vedeți un premiu care vă place, să faceți jucătorii de la acea echipă, să mai găsiți pe market niște jucători de la acea echipă sau dacă aveți voi prin club, ar fi și mai bine să-i puneți acolo, să faceți 80 overall, să jucați meciul și apoi să vă alegeți premiul. Ăsta este evenimentul La Liga Rivals, un eveniment care arată destul de bine după părerea mea și sper să ies cu vreo 500 de skill boosturi din el sau cu peste 1 milion de bănuți, ar fi o idee foarte bună. Ce părere aveți despre el? Mie îmi place, lăsați comentariile voastre jos.
Dacă v-a plăcut filmulețul sau v-a fost de ajutor, nu uitați să dați un like și până data viitoare mai am și alte filmulețe, le vedeți acum pe ecran, dați click pe unul și uitați-vă. Numai bine, prieteni, pa, pa!